Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Liviu Moldovan și, ca de obicei, lunea, la această oră, ne întâlnim pe calea undelor pentru webinarul săptămânal. Pentru început, ca de obicei, trebuie să vă citesc din acest disclaimer. Acest webinar are un caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nu este oferită nicio garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a moderatorului și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nicio garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existând posibilitatea unor erori tehnice sau umane. Bun, acestea fiind zise, intrăm direct în tematică. Avem roșu în principal pe piețele vest-europene cu un plus, nu e o sesiune cu scăderi puternice, ci doar așa, ușor fac piețele, indicii, un pas în spate. 0,32% scăderea pentru DAX, 30 din Germania, FTSE 100 scade cu 0,13%, pe semne mai degrabă din cauza sterlinei. CAC 40 pe 0, Italia face o surpriză plăcută, dar e un caz special acolo. Indicele bursei de la Milano plusează astăzi cu peste 1%, nu din cauză politică, nu din cauze ce țin neapărat de acțiuni, de componenții în indicele, cât mai degrabă de declarațiile și de intențiile guvernului recent instalat, acum mai puțin de 6 luni, de a respecta întru totul, să spunem, cutumele bugetare ale Uniunii Europene. Adică deficit de până în 3%, deficit bugetar de până în 3% și așa mai departe. Lucru ușor surprinzător dacă stăm să ne aducem aminte de anumite promisiuni electorale, promisiuni de program de guvernare în campania electorală și, să spunem, sorgintea formațiunilor de la putere, da? Anti-Bruxelles, eurosceptici și așa mai departe. În fine, dar din acest punct de vedere se pare că lucrurile sunt sau strict pe din acest punct de vedere, lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună, deși țin cu dinții de deficit, excelent, este un lucru foarte sănătos. Și au mai apărut între timp anumite opinii cum că nu s-ar pune problema organizării unui referendum pentru, era să zic Brexit, pentru ieșirea Italiei din Uniunea Europeană, dânsi militând fiind opozant, să spunem, da, ai Bruxellesului, dar neîncercând să scoată, să rupă Italia din Uniunea Europeană, ci să militeze în Comisia Europeană, în Parlamentul European și așa mai departe, pentru schimbarea anumitor reguli și o altă poziționare. Bun, mergem mai departe, trecem în Statele Unite, ușor în teritoriul negativ. Și un pattern pe care l-am mai văzut, o să vă spun imediat, ușor negativ debutul de sesiune al Wall Street-ului, 0,3%, 0,1%, 0,11% pentru Dow Jones, 0,17% pentru S&P 500 și, asta spuneam, un pattern pe care l-am mai văzut, 0,62% pe minus indicele Nasdaq compozit de tehnologie. Adică avem Dow Jones și S&P cu scăderi minore sau tranzacționare practic laterală, da? Fără schimbări față de sesiunea precedentă. Deci poate vedea și pe graficul indicelui Dow Jones, da? Deci cei doi indici aproape pe zero, în schimb
Nasdaq, indicele Nasdaq compozit de tehnologie, este cel care scade destul de mult cu 0,64%. Păi de ce? Păi Trump, din nou, cu amenințările. Eu personal, în glumă vă spun, parcă m-am săturat să, la fiecare webinar să tot discut același lucru. Amenințări din partea lui Trump cu impunere de noi taxe și tarife vamale, tot cu China, celebra sumă de 200 de miliarde de 200 de miliarde de dolari, da? Și în mod special atât acțiunile din sectorul tehnologic sunt cele mai afectate, da? Și din această cauză scade indicele Nasdaq Composite de tehnologie. O foarte scurtă paranteză. Apple, una dintre acțiunile sau companiile foarte afectate, să spunem, în această privință, dacă se ajunge la un război comercial total, să spunem, da? Ceea ce nu e o ipoteză foarte, foarte îndepărtată. Bun. Asta este în ceea ce privește Wall Street-ul. O să discutăm și despre Apple și mai multe pe parcursul webinarului. Piața valutară prezintă, să spunem, aceleași simptome. Dolarul scade, afectat de povestea aceasta cu tarifele vamale, lăsând astfel moneda unică europeană și lira sterlină să pluseze cu o jumătate de procent, respectiv 0,64%. Aici avem lira sterlină și se vede această dinamica din sesiunea de astăzi, o creștere frumușică, putem spune. O să discutăm și despre această motivație. Rapid trecem în revistă barilul de țiței, care crește, țițeiul WTI cu 0,7%, Brentul cu 0,88%. Suntem undeva foarte aproape de 70 de dolari cu țițeiul WTI și 79 de dolari cu țițeiul Brent. Creșteri pe semne cauzate de ceea ce se întâmplă în Statele Unite cu uraganul Florence, care, hai să nu spunem că a lovit foarte puternic, dar mă rog, își face simțită prezența în principal în Carolina de Nord și Carolina de Sud. Hai să începem cu cotația euro-dolar. Am avut săptămâna trecută ședința Băncii Centrale Europene, pe semne evenimentul macroeconomic al săptămânii trecute, sau cel mai important eveniment macroeconomic. Ședința Băncii Centrale Europene, după cum spuneam, nu se aștepta nimeni la vreo ridicare de dobândă sau ceva de acest gen, nici vorbă de așa ceva. Însă toată lumea a stat, evident, cu atenția orientată către Mario Draghi. Și din acest punct de vedere, mă rog, nu știu, a spus și n-a spus în același timp foarte multe lucruri. Bref, s-au făcut anumite reduceri în privința estimărilor de creștere economică pentru acest an și pentru anul următor. 2% dinamica PIB-ului în acest an, 1,8% pentru 2019, ambele estimări reduse cu 0,1%. Din punctul de vedere al inflației estimate, rămânem la nivelul de 1,7%.
Mario Draghi și-a afirmat încrederea în economie. Va fi suficient de robustă, a zis dânsul, astfel încât să... Aici a făcut o referire la capacitățile neutilizate din industrie, că le va accesa în cele din urmă și astfel să se genereze ceva inflație. Ok. În ceea ce privește riscurile globale, Mario Draghi a spus că acestea au crescut în importanță. Pe semne de aici și reducerea estimării de creștere economică. Deci riscurile globale și a menționat creșterea protecționismului și a volatilității prezente în piețele financiare. În regulă, nimic surprinzător aici, era normal să menționeze, să puncteze aceste aspecte. Bun, din punctul de vedere al cotației, dacă e să ne uităm pe un orizont ceva mai lung, din luna aprilie, tendință de scădere, un minim foarte ascuțit aici, dacă putem spune, da? La jumătatea lunii august, o revenire la niveluri normale, apoi o tranzacționare laterală în această parte. De remarcat cât de fidel a fost pe această mișcare unul din indicatorii clasici, Fibonacci retracement, da? De la un maxim al perioadei până la minimul perioadei, cât de bine nivelurile de 23.6 și 38.2 au fost fie suport, fie rezistență. Și acum ne îndreptăm din nou spre această rezistență. Mai degrabă, dolarul este cauza decât, să zicem, vreo întărire nemaipomenită a monedei unice europene. Este și, poate fi și povestea cu Italia să contribuie, să zicem, la creșterea monedei unice europene, nu doar slăbiciunea dolarului. Da? Trebuie de menținut și acest lucru. Dar aia nu va fi o chestie de lungă durată. Da? Nu o să crească 3 săptămâni de acum încolo euro ca urmare a faptului că băieții din Italia, ce formează guvernul, strategia guvernamentală, se țin de acele aspecte în ceea ce privește deficitul. Vreau să rămânem în această zonă, că discutam despre dinamica unei perechi valutare, o creștere care poate să însemne, cum în cazul euro-dolar, creșterea euro sau scăderea dolarului și cotația să crească în ambele variante, se aplică și pentru lira sterlină. Avem un pattern similar, putem spune, tot așa, scădere, un vârf destul de ascuțit, tot la jumătatea lunii august. E clar că aici este, în această coincidență, putem spune că cel puțin până în acel moment dolarul a fost cel care s-a întărit și a dictat trendul. Dolarul acum începe să scadă, dar vine și lira sterlină și observați că are o alură ușor mai viguroasă, da? În fața dolarului, ca urmare a, evident, faptului că lira s-a întărit. Și de ce s-a întărit lira? Aici sunt mai multe cauze. Guvernatorul băncii Angliei, Mark Carney, a anunțat că va avea un mandat prelungit, astfel încât după Brexit, ceea ce ar însemna luna martie a anului viitor, să rămână la post, să rămână la cârma băncii undeva până în ianuarie 2020, ceea ce e un factor de stabilitate, un element bun. Mai departe, au apărut anumite sondaje
S-au făcut anumite sondaje și din care a rezultat că majoritatea populației, undeva, dacă rețin-o corect, spre 60%, dacă este să se refacă acum referendumul, ar vota pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Și acum, dacă ia să trecem noi pe Weekly și vedem, aici a fost momentul referendumului. Maximul atins după exit poll-uri în acea noapte a fost 1,50, deci aproximativ 200 de pipi creștere. Mai spre dimineață, datele venite în urma exit poll-urilor au început să dea câștig de cauză Brexit-ului și atunci lira sterlină a scăzut. Da? Deci a fost. Asta a fost în acea sesiune și mergem mai departe și suntem undeva la 1,20 aici, la finalul anului 2016. După care, încet, încet, sterlina și-a revenit. Au trecut, să zicem, cu bine, în teorie, de prima etapă a negocierilor, apoi au venit discuțiile despre etapa a doua, multe nuci tari, să spun așa, și acolo, hard Brexit, ce ne facem? Dar în perioada recentă, venind și aceste sondaje, lira sterlină a crescut, da? A început să recupereze din această scădere. E simplu, dacă se face un nou referendum și votează dânșii acolo, nu, domne, gata, uităm povestea, rămânem în Uniunea Europeană, în mod normal, lira sterlină trebuie să ajungă înapoi la nivelul de dinaintea Brexit-ului. În teorie, da? Deci e cu. Prezintă acest potențial. Nu, cred că nu trec 10 zile fără să vedem din partea unei instituții financiare la nivel global, spun, gen Banca Mondială și așa mai departe, că vin cu avertismente în această privință. Un hard Brexit, adică o ieșire a Marii Britanii fără niciun fel de acord cu Uniunea Europeană, este semi-catastrofal. Poate fi semi-catastrofal pentru economie, pentru sterlină. De aceea, pe măsură ce datele acestea negative capătă amploare, lira scade. Și invers, cum se întâmplă acum. Deci șansele acestui referendum 60%, da? Dacă s-ar organiza, ar conduce la creșterea lirei sterline. Problema este că premierul Theresa May nu dorește acest lucru dintr-un motiv absolut politicianist. Ar însemna o catastrofă pentru Partidul Conservator. În fine, dacă dânsa nu dorește, nu are cum să se organizeze, să fie organizat un astfel de referendum, decât dacă alegeri anticipate sau, în fine, complicat. Dar sentimentul există. Peste weekend, asta mi-a atras atenția, primarul Londrei, o figură politică foarte importantă acolo în Marea Britanie, a cerut organizarea unui nou referendum pe Brexit, motivând că demersurile premierului în aceste runde de negocieri au devenit confuze și sunt în impas. Da, în impas, pentru că nu prea mai e timp. Și pentru implementare, și pentru ratificare, și așa. Chiar dacă, să zicem, mâine ar termina toate punctele aflate pe masa negocierilor. Ceea ce a apărut până acum, da, ceea ce s-a negociat acum, spune primarul Londrei, Sadiq Khan, ar trebui aprobat. Da? Întreaga rundă de măsuri, întregul acord, condițiile acordului, de fapt, ar trebui aprobate prin vot de cetățeni. Până la urmă, e logic. Dânșii sunt cei care vor trage ponoasele, ca să mă exprim așa. Pe de altă parte, Theresa May, evident, nu dorește acest lucru și declară că
Nu, asta se va întâmpla în Parlament, nu la nivel de referendum. În Parlament, unde conservatorii formează acea majoritate. Da? De menționat că primarul Londrei face parte dintr-un partidul de opoziție, deci din cadrul partidului laburist. Este o inițiativă foarte proaspătă, a luat prin surprindere și pe laburiști, pentru că ei nu au în programul politic organizarea unui al doilea referendum, dar purtătorul de cuvânt a spus, al partidului a spus că nu trebuie evitată nicio opțiune. Din acest punct de vedere, uitați, s-a format aici o tendință destul de puternică, să spunem, sau sănătoasă, da? De creștere. Suntem pe weekly, n-am avut săptămână cu scăderi de o lună și jumătate. Aici, pe graficul daily, au mai fost situații cu lira sterlină pierzând ceea ce câștigase anterior, dar tendința se păstrează. Uitați și sesiunea de astăzi. Am ajuns în această zonă de rezistență, de văzut dacă reușim să trecem. În opinia mea, pe măsură ce aici va conta preponderent ceea ce se întâmplă la nivel politic decât ceea ce se întâmplă la nivel de macroeconomie și așa mai departe, în principal. De ce am spus eu că acea scădere a indicelui FTSE 100 ar putea fi mai degrabă pusă pe seama lirei sterline? Indicele s-a comportat din foarte, foarte multe situații în acești 2 ani de la referendum. A avut o dinamică, zic, în opoziție de fază cu cea a lirei sterline. Lira sterlină scădea, era ok pentru exporturile, pentru astea și dacă e să facem calculul indicelui FTSE 100 calculat în dolari, se poate face și acest calcul, rezultă clar o valoare mai mare, dolarul crescând, lira sterlină scăzând, de fapt, mai corect spus. Deci, în opoziție, de fapt, se întâmplă fenomenul acesta de foarte multe ori. Bun, asta este cu lira sterlină. Hai să discutăm despre Apple, zic eu, pentru că este o situație interesantă. Avem graficul zilnic afectat și cu tendințe negative pe măsură ce problema războiului comercial s-a acutizat, au apărut elemente noi, Apple fiind o companie care depinde extraordinar de mult de importurile din China în Statele Unite, pentru că practic toate telefoanele, dispozitivele care se vând în Statele Unite reprezintă importuri din China, pentru că acolo sunt făcute. În Cupertino, California, unde sunt headquarters, birourile și sediul companiei, acolo se fac chestiuni legate de proiectare, design de acest gen. Manufacturirea propriu-zisă are loc în China, deci orice telefon e importat de acolo. Bun. Ce am avut de la Apple? Evenimentul de lansare al noii serii de device-uri. Au lansat 3 telefoane, varianta nouă a ceasului, smartwatch, axat pe aspecte medicale, în fine. Spun dânsii știe să facă EKG și lucruri de acest gen. Nu știu. Nu sunt chestiile, dar chiar nu știu dacă o să fie mulți care o să-și cumpere ceasul pentru această funcție. Adică, da, în fine. Mergem mai departe. 3 modele de telefoane. Unul intermediar, să spunem, un ecran de 5,8 inch,
unul cu un ecran mai mare, cel mai mare din din totdeauna, dintre toate modelele iPhone XS Max, deci cel mai mare ecran dintre toate modelele de până acum ale Apple, 6,55. Se știau deja caracteristicile, procesorul nou, bionic, două camere pe spate, ar fi putut uimi dacă veneau cu un senzor de amprentă în ecran. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu există senzor de amprentă. Deblocarea se face cu facial recognition. Ar fi putut uimi, spre exemplu, cu alte, să zic eu, funcțiuni de acest gen care să fie într-adevăr ceva deosebit. Au venit cu o funcțiune nouă pentru poze, în fine, pentru background, să poți regla cât de blurat să fie și așa mai departe. Nu e nimic revoluționar, există softuri specializate pe foto care pot face chestia asta deja. În fine, aspectul interesant, că aici vreau să ajung, a fost o premieră pentru întreaga istorie a telefoanelor Apple din 2007. Ei au, și a fost chiar în 2007, în ianuarie 2007, la evenimentul de lansare a primului iPhone, Steve Jobs a prezentat el ceasul, iPod, toate, tot ce a avut el acolo și ne apropiam de sfârșitul prezentării și nu a apăruse telefonul. La un moment dat, lumea a început să fie dezamăgită din nou. Steve Jobs a spus, just one more thing. În momentul acela, sala s-a prins, a început să aplaude și atunci a început prezentarea iPhone-ului. Deci, save the best for last. Te păstra ceea ce este cel mai bun, cel mai interesant, cireașa de pe tort, de păstrat la final. Deci așa s-a întâmplat și acum. Doar că în acest final n-a mai fost prezentat un flagship, adică cel mai bun, performant, scump, impresionant device, ci din contră. iPhone XR sau iPhone 10R, dacă traducem exact cum folosesc această denumire cei din America, este un iPhone 10, nu iPhone X, este cel mai văduvit, să spunem, model din punctul de vedere al tehnologiei și a performanțelor și a aspectelor pe care le are el înglobate acolo. Spre exemplu, are o singură cameră pe spate. Automat este și cel mai ieftin. Da? Dacă putem spune că un telefon care pornește fără taxe de la $750 este ieftin. Însă ăsta a fost elementul surpriză, nu atât telefonul în sine, cât faptul că la final, la cireașa de pe tort, au anunțat un telefon de buget, da? Budget phone. Reacția a fost negativă. O scădere, 1 și ceva% în acea sesiune, 2% pe plus apoi în sesiunea următoare, pentru că dacă e să facem un calcul, se prea poate ca tocmai acest model de telefon să se vândă cel mai mult și să aducă cei mai mulți bani pentru Apple, $1100 fiind varianta de pornire a celui mai mare și scump XS Max sau XS Max, da? De la $1100, fără taxe, fără nimic, începe prețul. Bun, asta a fost povestea pe scurt a săptămânii trecute. În sesiunea de vineri începuseră să apară zvonuri cu Trump, China, 200 de miliarde și așa mai, taxe vamale și așa mai departe. Astăzi, în continuare, se întâmplă aceste discuții, au loc aceste discuții în rândul participanților la piață și cotația scade. Dacă ne uităm pe grafic, o corecție poate apărea oricând, poate spre 200, spre această zonă
208-210 dolari, nu este absolut nicio problemă. Trendul de creștere pe termen lung rămânând intact. Mai departe, am merge noi către cotația barilului de țiței, care a avut câteva trăsături foarte interesante. În perioada acestor discuții, da, au fost multe sesiuni în care barilul de țiței a cedat, tocmai ca urmare a amplificării tensiunilor SUA-China, care e limpede pentru toată lumea că nu vor duce la un consum global în creștere, nu va duce la creștere economică la nivel global, de unde și un consum mai mare. S-a discutat despre sancțiunile din Iran foarte mult, despre faptul că țițeiul disponibil la nivel global este în cantități sensibil mai mici decât acum un an, decât acum un an și jumătate, spre exemplu. Stocurile, acele stocuri de petrol care, știți că discutam și era acea perioadă în care pur și simplu nu mai aveau unde să, producția era mare și nu mai aveau unde să depoziteze țițeiul. Toate rezervoarele onshore erau pline și în Cushing, Oklahoma, acolo era, apa, marea, largul, da? Era plin cu barje și tancuri petroliere care pur și simplu stăteau acolo pe post de depozitare, îndeplinind funcția de depozitare a țițelei. Acele cantități s-au redus, motiv pentru care și cotația a crescut pe termen lung, zic, dar mișcările swing-urile acestea pe termen scurt țin de aspecte, să zic eu, acele aspecte care dau volatilitate. Mă refer la diverse opinii exprimate în ceea ce privește impactul 1 noiembrie, când Iranului va fi interzis să exporte. De la 1 noiembrie intră în vigoare noul embargo, da? Impus asupra Iranului. Situația din Venezuela o știm, ce se întâmplă acolo și lipsa de capacitate de producție și așa mai departe. Apar zvonuri și discuții, și asta poate să influențeze, cum că Arabia Saudită plus Rusia compensează sau ar putea compensa minusurile generate de Iran și Venezuela sau nu. Păreri pro și contra și de aici câteva procente în sus sau jos pentru cotația barelului de țiței sunt evidente. Creșteri și am avut creșteri și în urma situații din Statele Unite cu acel uragan. Bine, nu afectează, să zic, în mod foarte direct ce se întâmplă acolo, din punct de vedere țiței, zic. O să fie o creștere suplimentară și întreruperi pe partea de transport, deci disruptions de acest gen. Există și am citit câteva opinii, rafinăriile din Statele Unite o să intre într-o perioadă de mentenanță, să spunem, întreținere, da? O să fie niște regulamente schimbate, sunt deja niște regulamente schimbate care vor intra în vigoare la anul, în ceea ce privește combustibilul autorizat pentru transportul maritim. Da? Deci folosesc combustibili speciale, noile cerințe, poluare și așa mai departe, să se treacă la unul mai apropiat de diesel, să spunem. Înseamnă cu o cifră octanică ceva mai mare. Și atunci rafinăriile trebuie să facă anumite modificări. Deci o să existe o perioadă destul de lungă în care rafinăriile nu o să producă, însă țiței o să se producă, o să se extragă. Și atunci
stocul excedentar, să spunem, de țiței din piață va crește și astfel va pune presiune de sus în jos pe cotația barilului de țiței. Încă nu se întâmplă acest lucru. Uraganul încă funcționează, să spunem. Despre pagube dificil de spus, pentru că nu intensitatea vântului este factorul destructiv, ci cantitatea imensă de apă, de ploaie, da? Ploi intense, extraordinar de intense acolo și inundați, astea vor fi. Bun. Există o mare parte a analiștilor, da, a participanților la piață, care nu mizează pe o creștere în continuare a barilului de țiței, o creștere mare, adică cum a fost, să vedem 75 pentru WTI sau ceva de acest gen. Poate nu mai crește un dolar, doi, după care să își revină cotația. În mare cam asta ar fi. În ianuarie 2020 vor intra în vigoare acele reglementări. Undeva 80 de dolari pentru Brent ar fi nivelul maxim, să spunem, sustenabil. Cel WTI poate chiar ceva mai jos de la acest nivel, undeva spre 65 de dolari. Citez ce au spus alți participanți la piață, alți analiști. Diferențialul dintre WTI și Brent s-ar putea amplifica. E un scenariu, nu știm exact ce se va întâmpla acest lucru. Sunt foarte multe necunoscute în această ecuație. Cert este că problemele geopolitice și aspectele geopolitice la nivel global ar putea fi preluate preponderent de Brent, WTI, țițeiul WTI, scăpând de aceste probleme, cantitatea de țiței de acolo, având sau depinzând, cel puțin în ultimii ani, din ce în ce mai mult de țiseiul de șist din Statele Unite, care, apropo, au depășit, au ajuns pe locul întâi în lume între țările producătoare de țiței, depășind Rusia și Arabia Saudită. Da, în mare cam asta. Hai să ne uităm un pic pe aur, să vedem. Da, am aici un canal de trend descendent desenat cu câteva săptămâni de zile în urmă. De asemenea, vedem, ca să prelungesc eu aici, da? De asemenea, observăm cât de bine a fost marcat nivelul de 23.6, prin retragerea 23.6 Fibonacci, nivelul sau zona de nivel 1210, care a fost suport aici, rezistența aici, rezistența aici, acum din nou pare că dorim să ne îndreptăm acolo. Deci, de multe ori indicatorii clasici, simpli, dau, să zic eu, rezultate foarte, foarte bune. O ușoară, da, să ne uităm puțin și pe indice, la final, ne uităm puțin pe indicele DAX 30 din Germania, care, în fine, încearcă să recupereze. Observați că față de ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, el aici, DAX 30, mult mai calm. Există tensiuni și în pe relația Uniunea Europeană-SUA pe parte de tarife vamale și așa mai departe. Volatilitatea indusă în piețele vest-europene este totuși ceva mai mică. Pe de altă parte, unde suntem față de minimele anului înregistrate, hai să nu zic, să nu luăm exact puseele acestea, și o zonă medie, să zic, în această zonă, în acest interval, păi suntem cam acolo, o dinamică foarte mică, câteva procente, cel mult creștere față de
minimele de distanțare, să spunem, față de minimele înregistrate pe parcursul acestui an, el având aici o tendință, un trend ușor descendent, da, și comparativ cu, să luăm spre exemplu ce se întâmplă în Statele Unite, unde minimele sunt departe, sau noi acum suntem departe de acele minime, și chiar tindem să depășim maximul istoric pentru indicele Dow Jones în acest caz, S&P 500 și Nasdaq Composite de tehnologie, depășind aceste maxime în acum câteva săptămâni, realizând evident noi maxime istorice. Bun, la final vreau să trecem puțin în revistă datele macroeconomice din această săptămână, să vedem ce surprize o să avem. Cel puțin pe Statele Unite nu este nimic deosebit. Mă uit, housing starts, existing home sales, PMI pe final de săptămână, pe 21 septembrie. O să avem săptămâna viitoare ședința Federalizării, urmată de, fiind sfârșit de trimestru, sfârșit de T3, Q3, mă rog, o să avem conferință de presă și prezentarea estimărilor oficialilor Fed, a principalilor indicatori macroeconomici, PIB, inflație și așa mai departe, numărul ridicărilor de dobândă în acel raport trimestrial. Piața pune în preț cu o probabilitate de 99,99% faptul că va ridica dobânda de referință cu 25 de puncte de bază și foarte probabil să semnaleze că va face asta și la ședința din luna decembrie. Bun. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit. Vă urez să aveți o săptămână cât mai profitabilă. Sunt Liviu Moldovan, ne reîntâlnim luna viitoare la aceeași oră.